Viața mea, Clubul Steaua, înseamnă viață, realizare, împlinire. De la anii adolescenței până la maturitate și chiar spre debutul vârstei a treia. Este familia mea. 1968, eram în clasa a 10-a de liceu, din pură curiozitate, dorindu-mi așa suflet adolescentin aventurier să trag o armă, am aflat că se fac antrenamente la poligonul Dinamo. Steaua pe atunci și făcea antrenamente iarna, primăvara pe poligonul Dinamo. Noi nu aveam un poligon propriu, Clubul Steaua. M-am dus, mi-am realizat prima dorință, dar mi-a plăcut așa de mult, m-a otrăvit așa de repede fulminantul de mercur, încât mi-am dorit să revin pe poligon. Cel mai mare este, evident, medalia de aur de la Moscova, care este a vieții și va fi probabil pentru eternitate, pentru sufletul meu în posteritate. Să fii om, să fii cinstit, corect și muncitor. Să zicem, în primul rând, de adversitate, pentru că era Club Fanion puternic și aveam rivalii suficienți în țară, dar eu zic că s-a desfășurat cu fair play, ne-au admirat, s-au temut de noi și până la urmă cel mai bun a câștigat, din fericire de foarte multe ori Steaua. Sunt multe, dar primul, evident, mă gândesc la antrenorul meu, Dumnezeu să-l odihnească, colonelul Corbescu Gheorghe, cel care mi-a fost al doilea tată, mi-a pus pistolul în mână și m-a condus până la glorie. În primul rând, mulțumiri și la mulți ani pentru cei 75 de ani și mi-aș dori din inimă să mai avem cel puțin al 75 de ani în care copiii, nepoții, strănepoții să revadă și să vadă ceea ce înregistrăm noi acum.